telecheie săptămâna următoare. Da, pentru Capricorni, cred că punctul cheie ar fi să analizeze foarte realist anumite situații destul de complexe în care s-au trezit la începutul anului 2019. Practic, este vorba de a analiza care este gradul lor de iluzie, cât de mult se pot iluziona și să-și reconfigureze traseul. De asemenea, au văzut la începutul anului cum anumite prietenii s-au transformat sau au dispărut peste noapte. Au văzut că, de fapt, persoanele pe care le considerau mai îndepărtate le-au venit în ajutor. Au văzut cum, așa zis, și dușmani, cu ghilimele de rigoare, s-au dovedit a fi prieteni de încredere. Cred că am mai spus într-o emisiune trecută că începutul anului 2019 ne aduce pe toți într-un soi de malaxor, iar pe Capricorni, practic, cred că i-ar trezi un duș rece pe Capricorni și pe Raci, pentru că oricum sunt pe aceeași axă. Și trebuie să-și, nu știu, au intrat așa într-un film în anul 2019, într-un film care în ianuarie 2019 s-a dovedit așa, nu știu, un film cam de groază. Și atunci trebuie să o ia încetul cu încetul și să se reconfigureze și să se chiar să se reinventeze. Bine, acum să nu-i speriem totuși, că sunt și foarte multe aspecte bune. Unii dintre ei sunt și aspecte bune. Pot spune că vor avea și Capricornii oportunități profesionale destul de multe pe început de an. Este o zodie totuși destul este de bine configurată. Este o zodie, da, corect. Dar mi-ai zis să ne concentrăm să vedem așa pe ușor. Și punctele critice. Punctele critice, da. Deci punctele critice ar fi prieteniile care se reconfigurează. Da. Punctele critice ar fi capacitatea lor de a percepe cu adevărat realitatea. Și malaxorul despre care vorbeam, multe evenimente care vin peste ei ca un tăvălug. Amestecate, da, cu bune, cu rele, din care ei practic trebuie să se extragă și să învețe, de fapt asta este lecția lor, să învețe detașarea. Să se poziționeze în postura unui spectator mai mult și să vadă cum toate aceste lucruri se vor reconfigura, se vor rearanja până în momentul în care vor ajunge la designul final, ca în proiectare. S-au așezat clădirile, stop, acum putem merge. De asemenea, putem vorbi de un și la ei, ca și la săgetători, pentru că vor apărea foarte multe oportunități în zona profesională, trebuie să fie siguri că aleg cu înțelepciune ceea ce vor alege, pentru că de ceea ce vor alege vor depinde următorii 3 ani în zona profesională. Pot fi capricori care pot alege domenii total atipice, care nu-i reprezintă sau pot reveni la anumite zone de expertiză de mult uitate. Și eu chiar aș sfătui pe Capricorn, dacă au anumite abilități pe care nu le-au mai exersat de foarte mult timp, să le readucă, să le reexerseze, pentru că anul 2019, de fapt, pentru Capricorn este un an atipic. Îi va forța să iasă din obișnuință, nu știu, din rutină, și îi va poziționa, eu știu, poate chiar în alte profesii în care nu se mai vedeau atât de bine. Totuși, ce sfat avem
pentru ei, fiind un an destul de, sigur, solicitant și o lună solicitantă, este chiar luna de început, spuneam, cu patru planete în semnul lor, ei sunt gazdele celor patru planete. Știm că întotdeauna când suntem copleșiți de responsabilități, de corvezi, de gânduri, de griji, ba chiar și de oameni care apelează la noi cu responsabilități, precum în cazul Capricornului, parcă nu mai vedem acea speranță, parcă nu mai vedem... Nu este totuși un început de an care să le... în care i-aș sfătui pe Capricorn să nu se gândească și la ceva îmbucurător și la un profil ca o speranță, ceva care să vină către ei într-un mod în care să viseze practic cu ochii deschiși, pentru că nu este un an deloc de ignorat din acest punct de vedere al speranței, al bucurilor, al surprizelor. Din potrivă, aș spune că acest Jupiter și Venus în casa a 12-a atrag atenția asupra faptului că ei totuși ar avea totul un săculeț, o resursă, ceva din care să-și încarce bateriile, dacă n-ar fi atât de copleșiți de anumite lucruri care îi responsabilizează sau poate îi deranjează la un anumit nivel. Pentru acei capricorni care reușesc să găsească în acest săculeț, să spunem, bomboana aceea foarte dulce, poate fi un început de an foarte frumos. Important este să caute, pentru că cu siguranță acest Jupiter și Venus, spuneam, sub nicio formă nu vin fără un cadou pentru fiecare zodie în parte, iar pentru Capricorn, în ciuda aparențelor, și menționez acest lucru pentru că planetele care se află în casa 1 pentru ei, respectiv în semnul lor, arată exteriorul, aparența, care este copleșitoare, greutăți, responsabilități, griji, probleme, muncă grea și așa mai departe, dar casa 12-a, care este puțin mai puțin vizibilă, vine cu un profil destul de frumos, cu un potențial destul de frumos, adică chiar îi sfătuiesc să nu renunțe să viseze și să aibă încredere că lucrurile pot fi destul de frumoase, destul de benefice la acest început de an. Revenim după publicitate și cu nativii vărsători.